redeschiderea teraselor din toată țara, după ce oficialii au decis că aceasta să aibă loc pe data de 1 iunie. Patronii trebuie să se pună la punct cu toate detaliile cerute de starea de alertă. Distanțarea meselor este principala măsură pentru protecția clienților, rămâne însă o întrebare deocamdată fără răspuns. Vor mări sau nu patronii prețurile după pierderile imense suferite în starea de urgență? Colega noastră, Florentina Lazăr, știe asta de vorbă cu patronii de restaurante. Florentina, iată, suntem cu toții nerăbdători să se deschidă terasele. Ce ne pregătesc patronii și în materie de condiții, dar și în materie de prețuri? Bun găsit! Unii patroni de restaurante au spus că vor majora ușor prețurile cu 3-5%, astfel încât să câștige mai mult în perioada următoare. Alții însă nu vor majora tarifele, însă vor să le ceară clienților să stea un timp limitat la mese, o oră și jumătate, astfel încât să poată servi cât mai multe persoane. Se iau și măsuri de protecție atât pentru clienți cât și pentru angajați. Personalul mai multor locale din capitală a scos deja jumătate din numărul de mese, au fost cumpărate termoscanere pentru monitorizarea temperaturii, iar la intrare au fost puse dispozitive cu dezinfectant. În această perioadă de pandemie, patronii au fost nevoiți să concedieze o parte din personal și să reducă salariile angajaților pe care i-au păstrat. Așa că în acest moment se fac angajări la mai multe restaurante, atât din capitală cât și din țară. Unii patroni au fost scutiți de plata chiriilor în ultima perioadă, iar alții au plătit chirii mai mici. Restaurantele care nu livrau la domiciliu au început să facă acest lucru în ultimele săptămâni pentru a avea vânzări. Chiar și așa însă, vânzările au scăzut cu până la 80-90%. Așadar, reprezentanții domeniului Horeca se pregătesc să deschidă terasele de la 1 iunie și au toate măsurile impuse de autorități.